Emisiune sponsorizată de Clinica Dental Med. Cu toții am auzit de tratamentele de canal, dar pentru a afla mai multe despre acestea și când anume sunt recomandate, trebuie să înțelegem mai întâi care este structura dintelui. Dintele are trei mari componente: smalțul, dentina și pachetul vasculonervos. Smalțul este cea mai dură structură din corpul uman și cu toate acestea ea poate fi străbătută de bacterii. Bacteriile, din cauza faptului că noi nu totdeauna ne spălăm bine pe dinți, reușesc să străbată această barieră denumită smalț, ajung la dentină, care este mult mai slabă, în final ajung la nerv, așa cum toată lumea știe. Parcursul acesta poate dura variabil în timp, de la câteva luni la câțiva ani, și în acest proces apare durerea dentară. Din cauza bacteriilor apare procesul carios și, pe măsură ce cariile devin din ce în ce mai mari, apar și durerile. La început, bacteriile pătrund în smalț și se formează o carie de mici dimensiuni. În acest moment, de obicei, nu apar dureri. Durerile apar când această carie ajunge la nivelul dentinei și se apropie de nerv. Pe măsură ce cariile provoacă dureri din ce în ce mai mari, pacienții încep să ia analgezice, amânând, din păcate, vizita la medicul dentist. Pacientul ia analgezice, durerea trece, el nu se prezintă la medicul stomatolog și procesul continuă fără ca el să fie conștient de asta, până când caria ajunge foarte aproape de nerv, e posibil ca durerea să fie din ce în ce mai mare, dar atâta vreme cât ea trece la analgezice, în marea majoritate a cazurilor, pacienții nu se prezintă la dentist. Așadar, vizitele periodice la medicul dentist sunt absolut necesare odată la 6 luni. Este recomandat ca pacienții să ajungă la medicul stomatolog odată la 6 luni, pentru că s-a ajuns la concluzia că acesta este intervalul cel mai probabil să apară noi carii. Când pacientul vine la control odată la 6 luni, se fac investigații radiologice care pot depista cariile incipiente. Există posibilitatea ca la 6 luni să fie carii mai mari sau pacientul să nu vină la 6 luni, și atunci, în momentul în care pacientul se prezintă la stomatolog, nu are nici o suferință, dar noi depistăm carii, acestea trebuie tratate. Cu cât caria este mai mare, mai adâncă, cu atât sensibilitatea este mai accentuată, ajungând chiar la durere. Caria foarte adâncă, cea care ajunge la nivelul nervului, este cea care trimite de urgență pacientul la dentist. Atunci când caria ajunge aproape de camera nervului, încep acele dureri insuportabile de dinți. În momentul în care caria ajunge foarte aproape de locul unde se află nervul, începe o durere foarte puternică, o durere care este numită în literatura de specialitate turbarea dinților și care te duce chiar și în mijlocul nopții la dentist. Atât este de puternic. De obicei, pacientul care se prezintă în urgență cu o durere de genul acesta este un pacient care deja a luat foarte multe analgezice și care deja nu mai au efect. Întâi, pacientul începe să ia analgezice, la început durerea trece sau se diminuează, încet, încet, odată cu procesul de mărire a procesului carios, analgezicele nu mai au efect. Tratamentul în condițiile în care nervul este suferind, inflamat, nu poate fi făcut fără o anestezie foarte bine controlată din cauza durerilor extraordinar de mari. Anestezia ne permite nouă dentiștilor să curățăm toată camera în care există
nervul dentar și să continuăm cu tratamentul de canal. În aceste situații de urgență se urmărește ca pacientul să treacă de acea durere insuportabilă, urmând ca tratamentul de canal să se facă ulterior. În general, nu se face tratamentul de canal de la început la sfârșit în urgență, tocmai din cauza inflamației foarte puternice a nervului dentar. Se pune de obicei un medicament care are rolul de a micșora suferința nervului și obturația se realizează ulterior într-o ședință de tratament obișnuită de la dentist. Pacientul revine în cabinetul stomatologic după câteva zile. În general, el se simte mult mai bine după intervenția de urgență și atunci se poate realiza tratamentul efectiv de canal. Nu uitați că în marea majoritate a cazurilor, urgența stomatologică de genul ăsta se întâmplă noaptea. De multe ori, pacienții ajung în mijlocul nopții cu dureri foarte mari la dentist. De ce aceste puseuri de durere au loc mai ales noaptea? Pacienții în timpul zilei, luând analgezice, mai uită de durere, se mai iau cu altele. În momentul în care vine noaptea și trebuie să se culce, își dau seama că nu mai poate să doarmă, se mai ridică, mai iau un analgezic, încearcă să se culce la loc. Practic, durerea e din ce în ce mai mare și îi trimite de urgență la dentist. Un medic care primește în urgență noaptea un pacient, în general este un medic care este adus de acasă pentru intervenții de urgență. Tratamentul de canal în sine nu este o intervenție de urgență. Tratamentul de canal este o intervenție de sine stătătoare. Urgența este doar îndepărtarea durerii. Asta este de fapt scopul pentru care doctorul vine noaptea să trateze pacienții. Tratamentul de canal este o intervenție care necesită microscop, necesită mai mult timp, poate dura o oră jumate, două ore, un tratament de canal. Și nu este un tratament care se efectuează în urgență când pacientul vine cu niște dureri foarte mari și el vrea doar să plece acasă, să mai apuce să doarmă câteva ore fără durere. Pentru a nu ajunge în asemenea situații extrem de neplăcute, trebuie respectate vizitele periodice la dentist, când se realizează de regulă și o radiografie panoramică. Radiografia panoramică este cea care ne arată o imagine de ansamblu, adică printr-o singură radiografie vedem toți dinții, vedem osul și atunci vedem în mare care sunt problemele. Pentru detalii, pentru fiecare dinte în parte, se fac radiografiile retroalveolare sau radiografiile mici pe care le cunosc pacienții și, evident, în anumite situații și tomografie. Tomografia se face atunci când nu poți să vizualizezi pe radiografie, fie deloc, fie nu poți să vizualizezi suficient, anumite leziuni, anumite probleme și care nu pot fi vizualizate pe o imagine 2D. Radiografiile standard sunt imagini 2D. Tomografia aduce acest ajutor teribil de a vedea dintele în imagini 3D, care în plus pot fi rotite, se poate vizualiza dintele din orice unghi. Rezoluția imaginilor este foarte bună. În endodonție, avantajele sunt enorme față de o radiografie, pentru că se vede tot sistemul de canale și canalele cele mai fine, se pot face măsurători, se vede dimensiunea canalelor, se văd curburile, se vede în ce plan sunt curburile, lucruri care pe o radiografie obișnuită nu pot fi decelate. Dar care sunt dimensiunile unui canal? Dimensiunea unui canal variază de la un dinte la altul. Există și canale foarte scurte care au, de exemplu, 10 mm în total, pentru că dimensiunea se măsoară împreună cu coroana dintelui. Se poate merge până la 30 de mm sau chiar peste 30 de mm la canin, de exemplu, și se numește lungime de lucru, adică lungimea canalului adunată cu înălțimea coroanei, pentru că este foarte greu să măsori efectiv numai canalul. Se măsoară cu ace de canal obișnuite, care au un stopper, un cerculeț de cauciuc, acela se fixează la nivelul coroanei dintelui și în acest fel se poate determina lungimea.
În mod standard, actualmente se folosesc niște aparate care se numesc Apex locatoare. Sigur, înainte nu existau aceste dispozitive. Apex locatoarele stabilesc foarte precis lungimea canalului. Aparatul practic îți dă un semnal, are un bip în momentul în care ai atins vârful canalului. Ai pus stopperul pe ac și se măsoară pe o riglă. Scoți acul, ai măsurat și știi exact lungimea canalului. Sigur, se poate face o radiografie pentru a verifica acest lucru și se poate face tomografie pe care măsurătoarea este extrem de precisă. Dar diametrul unui canal? Diametrul canalului variază în funcție de zona canalului. La intrarea în canal este mai mare, la vârf este foarte mic și se merge de la milimetri, 1-2 milimetri, până la zecimi de milimetru. Deci sunt dimensiuni foarte, foarte mici. Tocmai în asta constă, de fapt, dificultatea tratamentelor de canal, că ele sunt atât de mici încât sunt greu de vizualizat cu ochiul liber și sunt și mai greu de vizualizat atunci când se lucrează pe dinți care se află în partea din spate a arcadei, acolo unde luminozitatea este și mai proastă și atunci sunt condiții mult mai vitrege pentru a vizualiza canalele. Tocmai de aceea a existat această dorință de a se inventa sisteme de magnificare pentru a vizualiza mult mai ușor intrările în canale. Inițial au existat lupele, dar lupele nu pot mări decât de 2-3 ori. Este o mărire insuficientă pentru un tratament de canal. În plus, lupele au dezavantajul că din cauza felului în care cade lumina pe câmpul operator, se creează umbre. Câmpul operator este foarte restrâns la lupe. Cel care a venit și ne-a salvat în final a fost microscopul dentar. Este un sistem optic care are niște lentile și o sursă de lumină coaxială. Ambele elemente sunt foarte importante și ajută la obținerea unei imagini foarte bune și mărite, o imagine foarte mărită și luminată a interiorului dintelui și a interiorului canalelor. Microscopul mărește, de exemplu, de la 2 ori, dar poate să ajungă până la 25 de ori, ceea ce lupele nu pot face. Dar dimensiunea medie la care se lucrează, cel puțin în endodonție, este cam de 10 ori. Pentru că lumina este coaxială, nu există umbră, iar câmpul operator este mult mai larg. Astfel, mijloacele moderne au schimbat modul de lucru și în endodonție. Vom discuta, bineînțeles, pe larg, în viitor, despre ce înseamnă tratamentul de canal modern și sigur. Dar până atunci, nu uitați să respectați vizitele periodice la dentist. Emisiune sponsorizată de Clinica Dental Med.